O încadrare greșită în grila de salarizare va lăsa peste 200 de angajați de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj cu salariile diminuate aproape la jumătate. Este vorba despre bucătari, îngrijitoare, asistenți, spălătorese și alte categorii. Peste 120 de angajați dintre cei 200 au rate la bănci. Oamenii vor avea de returnat banii încasați în plus timp de aproximativ un an. În ședința de Consiliul Județean de astăzi a fost aprobat un proiect de hotărâre prin care este corectată greșeala. Consiliul Județean Cluj și DGASPC, aflate în subordinea forului județean, aruncă vina de la o instituție la alta. Cei din cadrul centrelor, muncitori, de exemplu, să luăm așa, din cadrul centrelor, nu trebuiau salarizați după grila stabilită de Consiliul Județean, care nomenclator trebuie grilă prevăzută la și după ce? Din anexa 8, ci după nomenclatorul și funcțiile grila prevăzută în anexa 8, dar la punctul A, B, C. La nivelul tuturor DGASPC-urilor din țară, muncitorii, adică categoriile de personal la care se referă hotărârea de astăzi, sunt încadrat în clasa administrație, exact cum am făcut noi, dar mai mult decât atât. Consiliul Județean încearcă să arunce pisica în curtea noastră pe o chestiune care le-a aparținut în totalitate. Este vorba de aproximativ 1000 de lei lunar. Curtea de conturi va verifica sau nu? Noi zicem sigur că va verifica. Că acele persoane care au beneficiat aceste sume necuvenite, probabil, vor acționa în instanță decizia funcției de conturi. Este asta discuție. Vor fi procese pe oricare se vor câștiga sau se vor pierde. Sindicatele sunt nemulțumite de această modificare, mai ales că eroarea este veche de aproximativ un an. Când a fost emisă hotărârea 173 și pe urmă ulterior hotărârea parcă 192 care modifica 173 și majora cu 20% salariile majorate prin 173, noi am făcut intervenții, într-adevăr, la nivelul Consiliului Județean, inclusiv am încercat o acțiune în instanță. Cert este că în acest moment există discrepanțe salariale mari între categoriile de personal din DGASPC Cluj. Un paznic, de exemplu, câștigă mai mult decât un asistent social, decât un medic, decât un specialist. Angajații afectați de această greșeală anunță că vor acționa în instanță autoritățile.